Se tot discută despre dezbatere pe marginea acestei legi, dar nu se spune că noi nu putem modifica absolut nimic, deci vorbim degeaba aici sau la Bruxelles, putem doar să respingem votarea în Parlamentul European în vară, sau să acceptăm, sau să amânăm votarea acestui act. Deci noi degeaba ne întâlnim aici să discutăm, degeaba ne vom întâlni la Bruxelles, dacă noi nu putem schimba articolul X, Y și Z, ci putem doar în întregime să-l refuzăm sau să-l acceptăm. Asta vreau să spun, să fie foarte clar. Așa este. Florin Grudea, sunt compozitor. Orice tratat internațional se aplică numai prin legislație națională. Nu se aplică un tratat. Deci, noi putem face o dezbatere publică conform legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică atunci când inițiem un act legislativ. Noi urmează să inițiem o lege de ratificare a acestui acord și atunci putem iniția dezbaterile publice. Dar fără să modificăm legea, acta care a fost deja semnată? Acela este în formă definitivă. Asta vreau să fie foarte clar. Exact. Deci nu putem... Degeaba ne întâlnim, nu putem să modificăm. Dar putem să nu ratificăm. Deci putem să nu ratificăm. Pentru că sunt foarte multe state care au semnat acest tratat ca să fie într-o formă definitivă și autentică.